Superle. Superliga Rapid FCSB, duminică, ora 21:30, Digi Sport 1. În 2016, FCSB a plătit aproape 2 milioane de euro Nuta Arad în schimbul bărbatului Denis. După 4 ani și jumătate în grupul București, internaționalul român a devenit cel mai scump jucător care a transferat din Super League, parma recurgând la conturi Red Blue în ianuarie 2021 numai puțin de 11 milioane de euro, plus 2 sub formă de obligațiuni. 6,5 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Mann, potrivit Transfermarkt. Transformarea omului Denis. Italienile au poreclit bestia. Galerie foto. Dacă în 2016, când a ajuns în capitală, era doar un copil, acum Denis Mann este într o maturitate sportivă deplină și transformarea sa fizică este vizibilă. Atacantul a pus o masă musculară și are un farmec al unui fotbalist profesionist. În plus, în comparație cu acum 6 ani, tatuajele au înmulțit în corpul omului, dar acest lucru îl ajută mai puțin în cariera de fotbal, dar este legat doar de alegerea sa în modul în care este văzut. Cu câteva zile în urmă, fostul jucător al FCSB a trimis adepții săi pe rețelele de socializare că este aproape să se întoarcă pe terenul de joc, iar românitul a fost poreclit biast în secțiunea de comentarii. După adepți, părul părului de la Parme a văzut forma fizică a românei din moment. Omul Denis, 3 goluri în sezonul trecut în Parma. Având în vedere publicația care a fost folosită în majoritatea meciurilor jucate în ultimul sezon, ceea ce a implicat o participare deosebită la faza defensivă, Denis Mann a încheiat campania cu doar 3 goluri marcate și 2 asistențe în 27 de jocuri. Antrenorul care l-a folosit pe apărătorul stângului, Giuseppe Chin, a fost pensionat, iar la bancă a fost numit Fabio Pecchia, care a promovat Cremonese în Serie A și care a jucat un 4-2-3-1 în sezonul trecut, sistemul în care omul Denis poate juca în poziție. El a dat cea mai bună eficiență în FCSB, un mijlocaș cu bandă dreaptă. Etichete Denis Mann, Denis Mann FCSB, Denis Mann Parma, Denis Transformation. Uită-te la știri Digisport, roșii pe Google News.